3net Radio. More music, more colors. Bună seara, dragilor, bine v-am regăsit, sunt Madalina Ion, vă invit să urmăriți de la această oră microfonul deschis, emisiunea cu și despre ONG-uri, nouă ne place să spunem oameni necesari la greu. Invitații până acum au fost de acord, să vedem dacă voi avea același succes și în seara aceasta. Emisiunea cu și despre proiecte îndrăznețe și, în general, cu și despre activități în care tinerii și copiii de vârstă școlară sunt implicați. În studioul Radio 3net se află arhitect Miruna Grigorescu, membru fondator Asociația de Arhitectură. Bună seara, Miruna, bine ai venit pe la noi! Și să ridic un pic așa, că eu cred că tu ai emoții. Trebuie să vorbești un pic mai tare. Așa. Și arhitect Claudia Bingol, voluntar în cadrul aceleiași asociații. Bună seara, Claudia! Bună seara! Claudia a mâncat mai bine seara asta. Vă mulțumesc încă o dată că ați acceptat invitația. Ne propunem să discutăm despre această asociație frumos numită de arhitectura, despre obiectivele, misiunea ei, despre cum lucrați voi bine și frumos cu toți copiii pasionați de arhitectură și urbanism și, bineînțeles, despre activitățile speciale pe care le presupune săptămâna aceasta specială numită Săptămâna Altfel în toate școlile. Așadar, când a luat ființă și la inițiativa cui Asociația de Arhitectură? Asociația de Arhitectură este formată în principal din 6 doamne arhitecte, 6 mame. Noi ne-am strâns ușor-ușor de-a lungul anului 2011, ne-am coagulat în nucleul ăsta al asociației și tot atunci s-a conturat și parteneriatul cu Ordinul Arhitecților din România. Am început să lucrăm pe proiectul nostru cel mai drag și cel mai mare în momentul de față, cursul pentru școlari. Iar în iarnă, anul trecut, în ianuarie 2013, am înființat și asociația Înscripte, tot așa cu noi 6 membre fondatoare, pentru a avea un suport pentru celelalte lucruri care se întâmplă și pentru curs și pentru celelalte activități care ușor-ușor apar ca necesare. Absolut. Este important să subliniem faptul că cele 6 doamne sunt arhitecte mame? Sigur că da. Este esențial, pentru că de aici a pornit, cum să spun, din amândouă părțile, și de la partea de arhitecte și de la partea de mame, a pornit ideea asociației. Pe de o parte, ne-am dat seama că orașele nu sunt făcute de arhitecți. Cine vă spune asta nu știe bine. Noi așa orașele, știam. Și de arhitecți. Orașele sunt făcute de comunitățile care trăiesc în ele. Orașele, comunitățile au orașele pe care le merită. Și atunci, esențial pentru a trăi peste 10, 15, 30 de ani în orașe mai frumoase, este să avem comunități mai bine echipate pentru, pentru a trăi în orașele astea și a le face. Și pe direcția cealaltă am văzut că copiii noștri, cei mai mari dintre ei, nu sunt orientați de către școală în absolut direcția deloc. Asta a privitului spre oraș, absolut deloc. Văzând asta, am discutat cu niște colegi din Ordinul Arhitecților și am pornit împreună miezul ăsta de proiect care a crescut și a crescut. În momentul de față suntem undeva la 1500 de copii în toată țara, care săptămână de săptămână, un an numărul de zi, crește, sunt convinsă. Da, copiii vin, da, pentru că este altceva decât li se propune ca și activități
extracurriculare, da? Aveam de gând să o întreb și pe Claudia ceva, ce înseamnă și ce presupune să voluntariez pentru o astfel de asociație, dar vă invit să ascultăm o melodie și revenim cu povestea asociației voastre în câteva minute. Radio. More music, more colors. Microfonul e deschis, ediția din 7 aprilie. Povestim despre Asociația de Arhitectură alături de cele două invitate ale noastre, arhitect Claudia Bingol, voluntar în cadrul acestei asociații, și Miruna Grigorescu, este membru fondator. Am râs cu poftă când am aflat că mămicile noastre, ale voastre din asociație, sunt mame eroine, adică nu s-au oprit la un singur copil, au câte doi, au câte trei, să vă trăiască, sunteți tinere și cu mulți copii și cu un job destul de greu de dus în spate. Vă admir, chiar vă spuneam că nu n-aș fi putut face arhitectură never ever. Cum este, Claudia, să voluntariezi pentru de arhitectură? Păi, pentru mine a fost același motiv. M-a întrebat o colegă de-a noastră, Corina, de ce voluntariez? Tot așa, pentru că sunt și eu mamă și eu mi-am pus problema asta a educației, nu numai a copilului meu, dar văd cumva în viitor lucrurile astea și văd o lacună undeva în educația românească și ar fi un gol umplut de noi cumva în sensul ăsta. Aș putea să vă spun ce fac eu la școală. Chiar te rugăm să ne spui ce faci tu la școală. Da. Eu am ales două școli. Una publică la Timotei Cipariu, uh-huh, și una privată la MKB Montessori. E una din primele școli Montessori. La Timotei Cipariu ținem cursul foarte bine pentru 30 de copii. Vreau să vă zic că au venit și de la alte clase. E clasa plină, stau câte 3-4 în bancă. Înseamnă că se întâmplă ceva, da, deosebit dacă îi atrageți, da, precum magnetul. Da. Cum se desfășoară o astfel de oră? E foarte frumos pentru ei, pentru că de cursul unui an avem 4 expediții, ieșim afară, studiem orașul, asta e foarte interesant pentru Faceți ei. Faceți și poze? Facem poze, facem filme, îi învățăm să lucreze cu tehnologia. În clasă, când se face predare frontală, de obicei nu facem asta, și ăsta e un subiect pe care ei, mă rog, cu care ei nu prea sunt obișnuiți, predarea sau discuția, pur și simplu. Da, interactivitatea, sigur. Interactivitatea, asta e un curs foarte interactiv, în care toți copiii se simt foarte bine. Și, deci, în lecțiile cu predare frontală sunt lecții cu videoproiector, unde le cumva curățăm ochiul, le arătăm tot felul de imagini de arhitectură. În principal asta e. Îi obișnuiți cu stilurile arhitectonice, măcar așa grosomodo să știe. Imaginea aceea reprezintă o clădire în stil arhitectonic brâncovenesc. Nu știu, da, să spun. Nu e chiar așa.
Nu-i chiar așa, pentru că cursul nostru este despre oraș mai mult decât despre arhitectură. La vârsta asta de 10-11 ani, de clasa 3-a, 4-a, unde am țintit primul curs... Da, e mai greu să le spui despre, treburi din astea de finețe, vorbim așa. Vorbim despre oraș, sunt foarte fine. Vorbim de funcțiuni urbane, sunt lucruri grele. Și ce observații vin din partea lor? E ciudat cum că urbanismul, care e o știință foarte complicată, se poate discuta foarte ușor cu copii de clasa 1 la Montessori. Și acolo, cum faceți asta? Spuneți-mi și mie, că tare sunt curioasă. Acolo astfel de curs la Montessori și acolo e chiar interesant. Cum realizezi tu predarea asta frontală? La Montessori nu faci așa. Acolo e un atelier Continuu. Atragi. Da. Acolo e un atelier continuu. Acolo totul a plecat de la o poveste. Și povestea asta a generat niște machete pe care ei și le construiesc. Fiecare are macheta lui. Așa, și într-un final o să rezulte un puzzle. Dacă vă vreți, urban, arhitectural urban, da. Cursul pornește așa. V-a pomenit Claudia de expediții. Da. Pornește de la observație, mă întorc în clasă, analizez ce am adunat de pe teren, senzații, imagini, pietricele și așa mai departe. Apoi îmi însușesc noțiunile noi care sunt, care însoțesc toate lucrurile astea pe care eu le-am observat și le-am analizat, și apoi încerc să le repet de la oră la oră, să le repet și să adaug unele noi. Toate lucrurile astea se întâmplă prin joc, mai mult sau mai puțin. Da, pentru că vreau să te întreb ce fel de observații vin din partea acestor copii, ce observă ei în momentul întoarcerii din teren și ce întrebări au depus. Acum depinde... Mai multe decât am fi crezut noi, da? Noi avem subiecte destul de clare. Adică ar fi trebuit, nu știu, deja intrăm în foarte în detaliu dacă ar fi să discutăm despre curs, pentru că, cum să spun, nu știu, să povestesc efectiv un subiect de curs? O bucățică de expediție. O bucățică de expediție. O mostră. Am avut expediția cu orașul, de exemplu. Ultima expediție, acum o săptămână, în care copiii trebuia să urmărească pe un plan. Le-am dat noi planul, arhitecții. Și ei urmăreau, trebuie să învețe să citească un plan, adică străzile, să observe casele, să înțeleagă unde sunt funcțiuni, locuințe sau magazine, să identifice pe plan toate lucrurile astea, să facă fotografii. Și într-un final scopul e să facă un fel de tur al zonei. Un fel de ghid turistic. Da, o recunoaștere. O recunoaștere. Deci ei trebuie să fie atenți la toate lucrurile astea pe care le colectează în expediție, după care în atelier își fac ori o machetă, ori o mică prezentare. Destul de greu pentru ei, nu se plâng că e multă informație, că au multe de făcut. Ei merg de multe ori și mai departe cu exercițiul. Odată am fost surprinși de un băiețel care a venit la lecția următoare și a socotit de câte sute de ori a mers el pe aceeași stradă, venind zi de zi la școală până în clasa 4-a. Poftim! Și a zis, uite, eu mi-am făcut socoteala, există atâtea zile de școală, atâtea de vacanță, am venit în 4 ani sau 3 ani școlar plus cea mai așa, și zice, în sutele astea de ori, eu n-am văzut cu tare lucru, uite, pe care l-am văzut noi în expediție. Exact. Da. Tehnica detaliului, adică, când cineva te îndrumă, este altceva. Îi învățăm pe copii
conceptul de sustenabilitate. Într-un joc cu tăiat pâinea, adică se așează la rând etichetați cu ani, cu generații, și trebuie să taie câte o feliuță de pâine, astfel încât să fie cât mai mulți tăietori în șirul lor, tăietori de pâine. Fantastic. În momentul în care taie, se duc la coadă. Și atunci abia își dau seama, și abia atunci își dau seama și strigă la cei din față, mai, tăiați mai subțire să ne ajungă și nouă, resursele sunt limitate. Resursele, în felul ăsta, le pică fisa și le rămâne... Este un exercițiu pentru ei. Apropo de ce vroiam să vă întreb concret, ce fel de abilități, ce fel de aptitudini le sunt dezvoltate copiilor care participă la cursurile și la programele voastre? Cele evidente, în primul rând, lucruri care țin de cultură vizuală, de obișnuința de a lucra cu elemente de bază, de analiză, nu-i spun urbană, da? Analiză de spațiu și așa mai departe. Ceea ce mi-a plăcut mie însă foarte mult, am aflat de la unul din arhitecții care au fost acum 2 ani, în 2012-2013, în programul nostru, cu care ne-am întâlnit la sfârșitul anului, la povești, să ne povestească un fel de, așa, o poveste de final. Și ce ne-a spus arhitectul acesta a fost extrem de important pentru mine. Este un rezultat la care noi nu ne așteptam. Și anume a spus așa, la începutul anului mergeam în clasă, puneam o întrebare, se făcea liniște, îndrăznea cineva să răspundă și apoi toți ochii se îndreptau spre învățătoare ca să vadă dacă răspunsul a fost corect sau nu, dacă primește sau nu aprobarea. La sfârșitul anului aveam discuții, dezbateri, copiii se obișnuiseră cu ideea că nu există acel răspuns corect. Și nu mai cereau aprobare. Ceea ce e bine pentru mine poate fi rău pentru vecinul sau invers. Se obișnuiseră cu pluralitatea opiniilor până la urmă. Adică lucrul ăsta și-au dat seama că există. Nu există numai adevărul absolut. Lucrul ăsta mi s-a părut extraordinar de interesant. Lucrează în echipă, sunt foarte drăguți cum își negociază ei rolurile în cadrul echipei sau în jocurile de rol. Când unul e arhitectul șef, unul este vecinul, unul e dezvoltatorul imobiliar și altul... Scenetă deja! Există un curs cu sceneta asta. Da, frumos! Ne oprim un pic pentru piesa de rezistență a emisiunii și apoi revenim cu trecerea în revistă a activităților voastre din cadrul săptămânii altfel. În cel de-al doilea sau an de participare în cadrul programului Școala Altfel, să știi mai multe, să fii mai bun, acesta este motoul 2014. Asociația de Arhitectură aduce din nou arhitecți activi, pasionați de meseria lor, în fața școlarilor din clasele primare, gimnaziale, printr-o serie de activități alternative desfășurate în toată țara. Cam ăsta ar fi comunicatul de presă, PDF-ul pe care l-am primit de la colega voastră, Corina. Ei, despre aceste activități alternative vreau să vorbim în ultima parte a emisiunii noastre. Eu zic să le luăm pe rând. Eu arunc pietricica și voi o prindeți. În primul rând vreau să vă întreb cum ați ales, în baza căror criterii ați ales elevii participanți la atelierele de anul acesta. Anul acesta avem, ca și anul trecut, mai multe tipuri de activități, să spunem. Și atunci, în funcție de tipul de activitate, selecția a fost cumva diferită. Pentru seria de conferințe despre care o să vorbim, sunt sigură. Da, sigur, e notat aici. Clasele s-au înscris, pur și simplu, doritorii s-au înscris. Pentru atelierele de mâini îndemânatice, atelierele hands-on, de bricolaj care s-au întâmplat în țară astăzi, clasele au participat la câte un concurs de povești despre oraș și câștigătorii au venit la atelier.
pentru atelierele mici de la Galateca, mici de copii mici, adică de la Galateca, tot așa au venit. Arătai către Claudia, este implicată ea? Că da. Eu am făcut un atelier la Galateca vineri. Da, da, da. Copiii s-au înscris, practic, s-au înscris, nu? Se da. Cheamă liber, nu sunt clase. S-au înscris, am avut surpriza să vină și un băiețel de 4 ani. Foarte frumos, da. Care? Ce-a făcut el? Și el cu băiețelul meu. De aceeași vârstă? De aceeași vârstă, dar împreună cu o clasă pregătitoare, au lucrat strada animalelor. Super. Adică și-au au avut fiecare cât un animăluț și au făcut casa. Adică s-au pus în pielea animalului, așa cum un cam ce ar fi plăcut animalului, da? Așa. Să-i facă o casă. Și cam ce case au avut animalele? Că-s curioasă rău. Așa, cum o girafă are gâtul lung, așa au făcut și ei casa. Cumva... Cu tavanul cât mai sus, da? Și tot așa. Și da. Atunci au pus toate planșele una lângă alta și au făcut strada animalelor. Și apoi au interacționat și vecinii între ei. A fost interesant. Da, a trebuit negociată vecinătatea, da. Pentru că nu poți să-i pui căprioara vecină cu Leo. Da, 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 sigur, și asta e adevărat. Da, da, cam viață, cam viață, adică... exact. Ziceai de conferințele de arhitectura povestită. Unde se desfășoară ele? Care este rolul lor? Anul acesta e al doilea an de povestită. Și am ieșit în țară cu povestita. Asta înseamnă așa că avem conferințele de la Biblioteca Centrală Universitară Carol I, într-o sală foarte frumoasă, pusă la dispoziție de dânsii, aici în București, dar avem și conferințe la Sibiu, la Teatrul Gong și în Timișoara, la Facultatea de Arhitectură de acolo. Clase de copii vin și ascultă prezentări făcute special pentru ei de arhitecți importanți ai momentului, care își prezintă un proiect de suflet sau vreo idee în fața celor. Interesant mici. Cum își prezintă arhitecții cunoscuți ideea de suflet în fața unor copii până la urmă. Este o provocare grea. Și pentru da, ei, da? Oricât de cunoscuți ar fi. Da, asta da, e tot. Da. Și miercuri încep conferințele, dar ce vă pot spune din anii trecuți este că cu filmulețe, cu machete aduse la fața locului, cu hărți mari pe care ne-am suit cu toții ca să călătorim prin zona așa, mesajul a fost transmis și copiii au fost extrem de încântați, au pus întrebări la urmă, a fost foarte frumos. Dar arhitectura povestită ce înseamnă? Înseamnă că povestim. Vorbim despre arhitectură și când vorbim copiilor, tonul de poveste le face imaginația să zboare și cumva ne întâlnim undeva la mijloc. Spuneai că în povestea asta cu școala altfel și în povestea voastră de arhitectură sunt implicate și sunt implicați copii, sunt implicate clase din provincie, da? Din afara Bucureștiului. De ce ați simțit nevoia să atrageți și copii din alte orașe? Știți că nu noi i-am atras, ci cumva ei vin la noi. Pe filiera arhitecților sau chiar pe filiera școlilor aud unii de la alții și vor să vină la noi. Și în țară avem așa, pe de-o parte, activități care au fost cerute arhitecților voluntari care vin în clase oricum în toată țara. Haideți să facem ceva frumos, nemaipomenit în școala altfel. Și atunci arhitecții au luat unul din formatele noastre de detectivi urbani, de lecție demonstrativă și au mers la clasele lor înapoi sau la clase noi. Noi ne bucurăm foarte tare. Noi, când am început de arhitectura, ne-am propus să cucerim lumea. Adică avem... și faptul că anul ăsta avem
concursul în 60 de clase din țară și uite și în săptămâna altfel, așa de tare ne-au îndrăgit și au îndrăgit de fapt pe arhitecții care merg în clasă săptămână de săptămână, încât să-și dorească și un moment în afara cursului, pentru noi o mare bucurie. Ce urmează să faci ca și voluntar în săptămâna asta, Claudia? Săptămâna asta luăm clasa de la Timotei Cipariu și ne ducem la conferință. Că le-am propus să se înscrie, așa că la ora 12 suntem la conferință cu toții. Ce arhitect? Hai că acum afli. Nu știu. Da, povestea cu animăluțele și strada de animale va mai continua? E legată oarecum de săptămâna altfel, dar știu că s-a întâmplat vineri și gata. Și luni. Și astăzi? Și astăzi. Și astăzi, da, așa e, că Claudia vine de la Galateca. Care este programul pentru mâine, doamnelor? Programul doamnelor mâine, și mamelor. Programul pentru mâine este cu lecții demonstrative, care de altfel continuă toată săptămâna. Eu merg vineri la o lecție demonstrativă, undeva la școala 195, este în cartierul meu, așa, da. Așa. N-am fost inspirată să te chem și la școala 89, dar nu e timpul pierdut, că mai avem o săptămână altfel și anul viitor, exact, da. Exact. Am fost dimineața la Câmpul Lung, cu un atelier făcut acolo la Holcim, la fabrica Holcim, cu clasa câștigătoare a concursului de povești. Ce mai facem? Povestita, așa? Păi mai faceți ceva la Reghin? Da, la Reghin, Klaus Birtler, unul din arhitecții din Reghin, face o tură sau două de detectivi urbani, se cheamă. Expediții, da? E un fel de expediție, dar e o expediție cu tricuri în care copiii au de găsit clu-uri pur și simplu prin oraș, merg cu planul în mână și urmăresc de la un indiciu la altul traseul, ajung într-un loc unde li se întâmplă ceva nemaipomenit sau descoperă indicii care formează, eu știu ce cuvânt. Bune și desenele animate, că am văzut câteva pe tema asta, cu indicii, cu... Da. De ce nu? Iar când te joci de adevărat... Căutătorii de comori și altele, da. Ce poveste are de arhitectura hands-on? Tu ai început să spui ceva în prima parte a emisiunii, dar aveam și pentru final o întrebare. Hands-on este un atelier de bricolaj, dacă e să o luăm simplu. Dar hands-on are o miză mult mai mare, pentru că, în general, aduce copiii și familiile lor. Rareori facem cu clase. Am făcut cu clase în săptămâna altfel, că asta e tema. Dar, în general, aduce copiii și familiile lor în mijlocul unor evenimente de arhitectură. Am fost la Anuala de Arhitectură București, în 2 ani la rând. Am fost la Arhitectura 5, care este un eveniment bianual al arhitecților din Sibiu și Vâlcea. Am fost la Brașov, am fost la Cluj la Zilele Arhitecturii, s-ar putea să mergem la Iași la vară. Pur și simplu, bricolând machete, spații publice, văd imagini de spații publice, au tot felul de instrumente nemaipomenite și materiale. Făcând lucrurile astea, ei sunt înconjurați de proiecte premiate, părinților își aruncă un ochi în jur, mai află ce conferință se întâmplă mâine în cadrul evenimentului. Aducem, cumva extindem publicul evenimentelor ăstora de arhitectură, care altfel sunt foarte nișate. Ca și arhitecte, ați folosi la un moment dat una din ideile acestor copii, de a căror educație urbană și arhitecturală vă ocupați? Sigur, de ce nu? Mai ales că ei vin cu niște idei, poate la care noi nu ne gândim, dar deja știm lucrul ăsta, ne așteptăm la surprize din partea copiilor. Noi suntem primele care ne așteptăm la surprizele astea. Și asta și vrem, de fapt, ca generațiile astea să
înceapă să aibă o cultură în sensul ăsta, să înceapă să-și dezvolte și un gust și mai departe să poată să fie chiar cei care vor contura orașele cu bună știință. Orașe mai vesele. Da? Mai colorate, că nu știu, în ultimul timp... Orașe prietenoase. Ce văd prietenoase, orașe... exact. Da. Ce văd mă îndepărtează și mă întristează. Apropo de băiețelul care spunea că a bătut drumul de acasă la școală, de la școală acasă de nu știu câte ori și n-a observat ceva anume... pe drumul de la mine din cartier, din Balta Albă și până la radio, nu există să nu mă minunez de, minunez așa, între ghilimele, de faptul că apar anunțuri, nu treceți pe acolo, cade tencuiala, dincolo nu știu ce se mai întâmplă. Domne, București e capitala europeană pentru numele de Dumnezeu, da. Dacă nu, acum măcar ei, vorba Claudiei, copiii ăștia care vin puternic din spate, să aibă gustul cultivat. Și să învățăm să avem grijă de noi până la urmă, că nu e numai chestie de gust. E, așa e. E observi, după ce observi, începi să vezi lucruri care îți plac, lucruri care nu-ți plac și apoi înveți și să schimbi ce nu-ți place. Cam asta e... E ce ar trebui să se întâmple și ce încercăm să sădim ușor, ușor, câteva semințe în mintea celor mici. Unde vă pot găsi cei care doresc să se implice în evenimentele, în acțiunile, în programele Marca de Arhitectură? Avem un site pe care îl actualizăm cu mare avânt. Adresa este www.dearhitectura, scris cu cratime peste tot, de cratimaarhitectura.ro și office@dearhitectura.ro, Facebook, tot așa, cam astea sunt. Pe toate canalele. Canalele. Cam aproape, canalele, aproape pe toate, Twitter, da. N-avem, Ce le spuneți părinților, așa ca un fel de mesaj în finalul emisiunii, părinților și copiilor pe care îi așteptați să fie alături de voi, cel puțin în săptămâna asta, altfel? Le spunem că ne este foarte drag să vedem ochii mari, copii uimiți, copii mirați, copii bucuroși de ce au făcut sau de ce au văzut sau de ce au auzit. Copii care pun întrebări. Copii care pun întrebări. Lucrurile astea sunt nemaipomenite. Sunt răsplata la care ne așteptăm. Și atunci ideal este să nu neapărat în acțiunile noastre, dar să-și ducă copiii să se mire undeva, să se minuneze și să învețe să pună întrebări. Claudia? Într-adevăr, copiii sunt extrem de bucuroși din, pe cei care, pe care îi cunosc eu. Cel puțin la Montessori știu că e arhitectura, a venit arhitectura, haideți, lasă tot, toate jucăriile și sunt clasă. Păi asta e cea mai mare satisfacție. Extraordinar. Și vin toți și se apucă de lucru și când e ora gata, eu mai stau. Hai să strângem, nu? Nu mai stau. Deci copiii chiar au nevoie asta de a construi, de a construi și astfel construindu-se pe sine. Corect, așa este. Mai departe, cum în viitorul lor vor construi orașul conștient, cu adevărat, cu cunoștințele astea și cu toate adunate. Toate lucrurile astea adunate în și ei. Cunoștințele acumulate în timp, clar. Da, da, da. Și cu drag acumulate. Da, și asta face important. Diferența. Important. Și dragul ăsta, plăcerea de a face un anumit lucru, normal, că atunci îl faci parcă mult mai responsabil și mult mai bine. Vă mulțumesc tare mult! A fost microfonul deschis, ediția din 7 aprilie. Am vorbit despre
Asociația de Arhitectură și despre activitățile din săptămâna aceasta, săptămâna altfel, Marca de Arhitectură, și alături mi-au fost Miruna Grigorescu, arhitect Miruna Grigorescu, membru fondator, și arhitect Claudia Bingol, voluntar în cadrul aceleiași asociații. Să aveți o seară plăcută, liniștită și spor și inspirație în această săptămână agitată. Vă mulțumim foarte mult! Și noi, toate cele bune, să auzim de bine, nu plecați, imediat la Radio 3net News Feed. 3net Radio. More music, more colors.